S-a îngrijit de sufletele și trupurile soldaților români răniți pe front în primul război mondial, a organizat colecte de cărți și alimente pentru populația din Basarabia și a participat la Tedeumul care a consfințit actul unirii Basarabiei cu patria mamă. Este vorba despre preotul militar Gheorghe Cecrețu, în amintirea căruia a fost publicat recent propriul jurnal de front. Volumul a fost lansat astăzi în capitală. Volumul Jurnal de front, note zilnice din primul război mondial ale preotului militar Gheorghe Cecrețu, a fost lansat astăzi în sala media a Teatrului Național din București. Cu acest prilej au rostit alocuțiuni părintele consilier eparhial Mihai Săsăujan și Tudor Călin Sarojanu, consilier patriarhal în cadrul biroului de presă al Patriarhiei Române. La evenimentul moderat de Cristina Teleanu au participat preoți, oameni de cultură, elevi, dar și foști deținuți politici. În continuare, părintele protopop Ioan Popescu de la protopopiatul sector 2 Capitală a săvârșit o slujbă de pomenire pentru eroii români din primul război mondial și cei de la Revoluția din 1989. Cei prezenți la eveniment s-au bucurat și de un scurt concert de cântece patriotice și colinde tradiționale. Evenimentul a continuat cu piesa de teatru Osânta cărților, scrisă de părintele Bogdan Aurel Teleanu, slujitor la Biserica Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc, și regizat de actrița Simona Pandele. Spectacolul de teatru prezintă perioade istorice din viața poporului român, respectiv primul război mondial, Marea Unire și perioada comunistă, reflectate dramatic în viața unei familii tradiționale românești. Omul este sămânță rea, domnule, prin gardian. Și până se cerne nechina prin multe zile de suferință trebuie să treacă. Aici, în închisoare, eram pe punctul să-mi pierd mințile. Numai suferința, domnule, prin gardian îl face pe om să nu mai știe cine este. Dar tot datorită suferinței, omul se regăsește pe sine. Volumul Jurnal de front, note zilnice din primul război mondial ale preotului militar Gheorghe Cecrețu, a apărut la editura Cuvântul Vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei. Este îngrijit de părintele Bogdan Aurel Teleanu. La începutul anului ne întrebam cu copiii de la Biserica Sfântul Pantelimon cu ce vom rămâne după acest an centenar. Iată că pe parcurs ne-am dat seama că este foarte important să ne cunoaștem eroii și nu e suficient să știu că cineva din apropierea mea, duhovnic de-al meu, a fost un erou, ci trebuie mărturisit eroismul ca atare, iar noi l-am mărturisit întreit prin evenimentul de astăzi, prin editarea jurnalului de front al părintelui confesor Gheorghe Crețu, preot în primul război mondial, printr-o piesă de teatru care este pusă în scenă cu ajutorul unor actori profesioniști, bine cunoscută publicului, Osânda cărților, iar în al treilea rând prin cult, adică prin ceea ce totdeauna s-a făcut de către Biserica Ortodoxă Română. E vorba de o rezistență prin cult în fața răului, dictaturii și oricărei forme de opresiune a omului. Iar astăzi am săvârșit o slujbă de pomenire pentru eroii de la Revoluția din 1989. Ce vi s-a părut cel mai interesant din însemnările lui de pe front? Momentul în care părintele Gheorghe Crețu se află în Brașov, într-o garnizoană austro-ungară ocupată, găsește o fotografie, fotografia unei fetițe, și în momentul acela se gândește la proprii săi copii și se întreabă cu durere ce-or face copiii mei, ce-o face fetița mea, dar Cornel ce mai faci? La final, în semn de apreciere pentru activitatea desfășurată, părintele protopop a oferit actorilor, din partea prefericitului părinte patriarh Daniel, diploma și medalia Anului Omagial și Comemorativ 2018. Sunt prezent astăzi aici pentru a exprima bucuria și aprecierea și binecuvântarea pe care părintele nostru patriarh Daniel le acordă unei trupe de teatru, actori profesioniști, și autorului textului piesei de teatru. Prin aceasta, biserica apreciază actele de cultură și mai ales atunci când au și caracter misionar, pentru că această piesă de teatru a fost jucată în mai multe locuri, diferite zone
diferiți beneficiari, de la penitenciare, la licee și în alte locuri de cultură. Și prin aceasta s-a făcut misiune. Teatru este un mijloc de a educa, un mijloc de a transmite informații istorice, dar și de a forma pe cei care beneficiază de teatru. După un an și jumătate tot înțeleg lucrul și ieri am înțeles următorul lucru, că de fapt închisoare înseamnă analfabetism, satul românesc cu problemele care au fost, comunismul, chiar și internetul ăsta de toate zilele înseamnă închisoare. Ce vreau Sânda Cărților să facă este, dincolo de cercul condiționării al închisorii, să deschidem închisoarea cu cheia, bineînțeles, a lui Dumnezeu, cu ce fel de cheie, a credinței, a iubirii și a spiritualității care se află în fiecare dintre noi. Deci o Sânda Cărților nu vorbește numai despre niște morți. O Sânda Cărților vorbește și în prezent și în viitor, pentru că închisori vor fi pretutinde, indiferent de timp. La eveniment a participat și Galina Răduleanu, fiica preotului Boris Răduleanu, care a trăit realmente drama transpusă artistic în spectacolul de teatru O Sânda Cărților. Mi-am amintit acum, apropo de O Sânda Cărților, deci eu eram medic la țară și aveam o casă, o cameră cu mobila mea, cu lucrurile mele. Au fost confiscate toate și biblioteca a fost donată unei biblioteci din Brașov. Și ce nu s-a putut încadra în vederile lor, au ars în curte. Și acum așa mă înspăimânt că au ars Biblia pe care o aveam. Biblia au ars-o în curtea mea. A fost așa ca un autodafe, ca pe vremea Inchiziției. Este o piesă rememorativă și pe care ar trebui să o vadă cât mai mulți, mai ales tineri, și îmi pare bine că au venit școlarii care să o vadă. Poate că le va spune ceva mai mult decât internetul și tableta și jocurile pe care le urmăresc cu atâta asiduitate. Poate că va trezi în ei ceva aparține acestui neam și a trecutului, care le aparține în aceeași măsură. Viața nu începe cu ei, nu a început nici cu noi. Este o continuitate, dar trebuie să ne păstrăm memoria. Și memoria trebuie cultivată, iar nu ștearsă, așa cum, din păcate, se caută în prezent. Anul acesta, proiectul cultural Ateneul Sfântului Pantelimon al parohiei Sfântul Pantelimon, Foișorul de Foc, a împlinit un deceniu de la relansare.